Vestul României este sub avertizări de cod portocaliu și galben de vânt puternic și de asemenea ploi abundente. De mâine însă meteorologii vin cu vești bune. De ziua națională vremea se încălzește semnificativ, în special în partea de sud-est a țării. Meteorologul ANM Mihai Huștiu ne spune cum va fi vremea de 1 decembrie în toată țara. Vremea se încălzește comparativ cu zilele precedente. Această dimineață a adus temperaturi apropiate de limita girului prin partea de nord și centru, minus 9 grade în partea de nord a Moldovei la Rădăuți, însă temperaturile, într-adevăr, vor avea o creștere spectaculoasă comparativ cu ziua de astăzi. Mâine, de 1 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse în general între 6 grade în partea de nord-vest și 20 de grade așteptăm mâine în sudul Banatului. În capitală, o temperatură maximă de 13-14 grade, cu toate că dimineață în capitală așteptăm o temperatură undeva în jur de 1 grad, dar până spre amiază temperatura va crește până la 13-14 grade. De asemenea, și în centrul țării, la Alba Iulia, temperaturi de peste 10 grade, dar așteptăm și ploi din această seară, ploi abundente. De aceea, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu din această seară și până mâine seară. Acesta vizează munții Apuseni și partea de nord a Carpaților Orientale, unde ne așteptăm ca în acest interval de 24 de ore să fie precipitații abundente.